Dacă mai aveți Biblia deschisă la pagina 393 de unde s-a citit, vă rog să urmăriți mai departe de la versetul 20, să ascultăm partea a doua a acestei întâmplări. Pagina în Scripturi 394. După ce a plecat Naaman de la Elisei și au fost la o depărtare bunicică, Gehazi, slujitorul lui Elisei, omului Dumnezeu, a zis în sine, Iată că stăpânul meu a cruțat pe sirianul acela, Naaman, și n-a primit din mâna lui ce adusese. Viu este Domnul, că voi alerga după el și voi căpăta ceva de la el. Și Gehazi a alergat după Naman, când văzut, după el și când Naman l-a văzut alergând, s-a dat jos din car ca să iasă înainte și a zis, este bine totul? El a răspuns, totul este bine. Stăpânul meu mă trimite să-ți spun, iată că a venit la mine doi tineri din muntele lui Efraim, dintre fiii proorocilor, Dăm pentru ei, te rog, un talan de argint și două haine de schimb. Naman a zis, fă plăcerea și ia doi talanți. A stăruit de el și a, a legat doi talanți de argint în doi saci împreună cu două haine de schimb și a pus pe doi din slujitorii săi să le ducă înaintea lui Gehazi. Ajungând la deal, Gehazi le-a luat din mâinile lor și le-a pus în casă, apoi a dat drumul e, oamenilor acelora care au plecat. După aceea s-a dus și s-a înfățișat înaintea stăpânului său Elisei și i-a zis, De unde vii, Gehazi? El a răspuns, robul tău nu s-a dus nicăieri. Dar Elisei a zis, oare n-a fost Duhul meu cu tine? când a lăsat omul acela carul și a venit înaintea ta? Este oare vremea de luat argin, haine, măslin, vioi, oi, boi, rob și roabe? Lepra lui Naman se va lipi de tine și de sămânța ta pentru totdeauna și gehazia a ieșit dinaintea lui Elisei, plin de lepră, alb ca zăpada. Amin. Vă rog să vă reașezați. Consider că în seara aceasta, și cred și simt, și pe baza cuvântului, și în al doilea rând, și simțirile contează. Domnul este aici și am mai multe argumente, mai multe semne, trăiri, simțiri să cred că este aici, cel puțin. Prima dată când fratele Pastor Călin a citit textul acesta despre vindecare. Astăzi mi-a fost dat să am un dialog despre școala vindecării pe care am găsit-o, nu vă spun unde, ca să nu găsiți. Că nu toți pot să suporte învățătura și pot să alunece școala de vindecare și tot astăzi, tot întâmplător, undeva cineva era invitat ori tot pe linia asta a vindecării și era așa un necaz, o neplăcere de ce e invitat și ce fel de învățătură are fratele sau omul și zilele trecute m-am rugat să vedem pentru seara aceasta ce trebuie, ce vrea Domnul să spun și mi-a dat Domnul câteva, zi. eu zic Domnul, ori dumneavoastră sigur, trebuie ca cei din Beria să vede oare fiecare punct îi din Biblie, spuneam de școala aceea vindecării de pe lângă Biblie, și Doamne, ferește să stric cuvântul lui Dumnezeu, cum fac cei mai mulți, și să spun ceva și în textul care a fost citit prima dată, a fost de vindecare, și în al doilea text de nevindecare. Posibil în cultul pentecostal al doilea text să nu se citească aproape deloc, și dacă nu s-ar predica de nevindecare. Și eu întreb, este și nevindecare? Puține glasuri, și așa cum o zis aceea femeie către Elisei, nu mă dezamăgi, nu-mi spune că o să am un copil, că mi-au spus și alții și n-am avut, nu mă dezamăgi, Domnul meu. Și una din lucrurile care Domnul mi le-a pus pe inimă în vremea în care trăim este prin predicare să nu dezamăgesc pe nimeni. Chiar dacă nu e o învățătură lăcută dar vreau să fie biblică vindecare și nevindecare dar să vedem un pic până la vindecare știți ce este până la vindecare este vizitare Bolnavii care vor veni în seara aceasta nu s-au îmbolnăvit în curtea bisericii și nici nu s-au îmbolnăvit pe drum în troleu sau în mașină. Nici nu s-au îmbolnăvit azi dimineață. Și Domnul Isus Hristos se identifica cu bolnavii din Albinii și din Carpați și din Elima, Australia și spunea așa, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav, spune stare, și m-ați vizitat, ați venit pe la mine. Eu întreb, trebuie vizitare. Uh, unul din puncte a fost, este și va fi în seara aceasta biblice 100%. Dar poate unii dintre noi sărim peste câțiva pași direct la vindecare. Dar între noi în Cluj sau în multe locuri sunt bolnavi care trebuie vizitați. Trebuie vizitați. Am auzit bolnavi în viață care, de pe patul de suferință al spitalului sau acelei camere, în care, între patru pereți, uneori în singurătate îndelungată, își petrecea zilele și nopțile. Și când cineva mergea cu atâta drag, cu atâta uh, așa plăcere, spunea, îți mulțumesc, frate, că m-ai vizitat. Predica mea, poate cineva s o uite, bolnavul acela, dar dacă l-am vizitat, nu va uita. Puteți spune amin? amin? Vizitare până la vindecare e vizitare. Dacă nu știi pe nimeni bolnav, nicio problemă. Dar dacă Nelu știi pe cineva bolnav, de puțină sau multă vreme, chiar să nu fie copilul meu. Dar asta în paranteză, aici vorbim acum, Domnul se identifica cu frații, surorile, cu ai lui. Bătrân tineri nu contează. Dar dacă știi, tânără, tânărule, spital, acasă, de multă, de puțină vreme, la țară, neam, cunoștință, prieten, știți ce? Să ne pună Domnul pe inima, înainte de vindecare, mă repet, vizitare. La vizitare nu știți ce se poate întâmpla. Spui un cuvânt sau însăși prezența ta. Am fost și eu în spital, am fost și eu bolnav. Prezența unora care m-au vizitat, simpla prezența lor, pe mine m-am viorat, chiar dacă nu m-au vindecat. M-au făcut să mă umplu de bucurie de speranță, zicând, am frați și surori, aleluia, am biserică, am oameni care simt cu durerea mea. Am fost într-un accident cu coaste rupte, nasul rupt și așa și din Vicov au venit un grup de vreo, simi, dacă câți au fost? Mulți, vreo 15 frați, că au auzit că am fost accidentat și în spital și, și cu Călin de multe ori am vizitat în slujire și o zisei mă, dacă el ne-a vizitat și drum lung și greu și pericole accidente, am auzit că e bolnav, hai să mergem să-l vizităm. Pentru mine a însemnat extraordinar. Și uite că au trecut zeci de ani și n-am uitat cât de importantă e vizitarea, cât de important este o fratenelu, conducerea, da, și conducerea. Ați găsit în Biblie că numai conducerea trebuie să viziteze bolnavi. Cine nu trebuie să viziteze bolnavi, să ridice mâna? Da, era pe la 5 dimineața și mi-a pus Domnul aceste gânduri, nu de pe internet, nu din cărți, nu din așa. Să spun, și poate Aleluia nu vei striga, eu am strigat Aleluia când a predicat fratele, dar acum poate că va fi liniște la balcon, tăcere jos. Dar dacă un amin zic în dreptul meu, da, Doamne, punem pe inimă să vizitez bolnavii. Am un prieten aici la Cluj, mi-a rămas vorba, deși de vreo 30 de ani, vorba lui, fraților, nu m-am prumut, dăm. Azi te vizitez pe tine, ca mâine tu mă vizitez pe mine. Da? Și rugăciunea tot împrumut. Ai vrea să se roage pentru tine când ești bolnav și bolnavă cum te-ai rugat tu pentru alții? Nu zis Domnul, am fost bolnav și m-ați sunat. Și suna dacă nu te poți deplasa, e extraordinar de important. Dar când alții nu m, m au sunat și nu m-au vizitat, am păcătuit judecându-i în inima mea. Aveai datoria să mă vizitezi sau nu m-ai vizitat, dar am sunat, nu am spus, mi-am recunoscut vina, dar în ziua aceea Domnul va zice: Am fost bolnav și m-ați vizitat. Încă o dată, întreb și în școala vindecării din Biblie, nu pe lângă Biblie. Întreb, înainte de vindecare, noi nu știm boala. E de o săptămână, de o lună. De un an, întreb, înainte de vindecare, trebuie vizitare? Amin. Da. Și înainte de vindecare, vă citesc câteva versete. Stăpânul meu m-a părăsit pentru că eram bolnav. Ăsta e al doilea gând, dar observați că în general bolnavi în lume sunt părăsiți? Nu pot să mă duc să-l văd suferin, nu pot să mă duc să o văd suferin, la tinerii mai zic la mormântări nu ne place, la priveg, priveg, nu ne place că miroase, că el a mort și mă tem de el. Oare îi, din Duhul, vorbele astea? Ia, uh, se yes, întâmplă bolnavii să fie părăsiți. Se întâmplă, dar să nu se întâmple aici. Uh, o zis un bolnav, stăpânul meu, când o văzut că bolnav, m-a părăsit. Întreb, stăpânul ăsta e cu S -mic? Și a fost un, nu știu ce, un, un, un nu știu. Dar un întreb, Tatăl nostru, când suntem bolnavi, ne părăsește? Slăvit să-i fie numele, glorie lui! Parcă atunci ne dă o îndoită mângâiere și putere, ca o mamă are doi copii, unul bolnav, unul sănătos, în care investește mai mult. O, Doamne, parcă numai să ai un tată ceresc, care când ești bolnav să vină lângă tine, parcă ți i destul, dar vine că în frații ăia, surorile care te vizitează, tu vezi chipul Domnului în ei, tu citești pe fața lor și în inima lor acea milă, acea compasiune. De aceea stăpânul cerurilor și al pământului, când suntem bolnavi, nu ne părăsește, ne iubește, ne cercetează. Pe câmp, pe câmp au dat peste el un om egiptean pe care l-a dus la David, el era egiptean, i-au dat să mănânce pâine și să bea apă și i-au mai dat o legătură de zmochine și două legături de stafide. După ce a mâncat, i-au venit iarăși puterile, căci nu mâncase, nu băuse apă trei zile și trei nopți." Și apoi urmează versetul în care spuneam că el o zis că de trei zile nu a mâncat, îi bolnav și îi părăsit. Până la vindecare trebuie ajutorare. Uneori, da, mai puțin când nu, pentru că are familie, are poate și venituri financiare înainte de vindecare, ajutorare, ăsta avea nevoie să-i dai să mănânce. Unii bolnavi au nevoie de o supă de găină de casă. Și dacă nu-i de casă, e de șop dai dragoste în supa aia, că el nu-și poate ia, face mâncare, e flămând poate înainte de vindecare, ajutorare, ajutorare. Dui smochine, dui banane, dui o mâncare, interesează-te, poate e la țară mai nevizitat. Are nevoie, nevoie, el nu muncește, poate are nevoie de niște bani au nevoie bolnavi de bani? Au nevoie bolnavi de medicamente? Ei o să vin aici în față și biblic și e ungere și, și marți, acum două, trei săptămâni am fost, dar poate ăștia nu coveni pe picioarele lor, dar sunt atâția bolnavi care au nevoie de ajutorare poate niște bani de medicamente. La voi cum sunt medicamentele scumpe sau ieftine? Unii pensionari le dă, sigur, Dacă credeți că toți sunt pensionari și toți au bani. Dar dacă e nevoie de o ajutorare, nu smochine, niște bănuți, cum stai cu medicamentele? I-am auzit spunându-se, n-am bani de medicamente. Ba mea până acolo am auzit că unii n-aveau bani să-și pună dinți și, mă rog, era de așa natură. Și altcineva o zis, eu îți pun dinții, nu ți-i dau jos, eu ți-i pun dinții. Bolnavul are nevoie și de ajutorare. Poate e cap de familie, și nu poate munci, nu-i leneș, nu toți îți leneș. Nu toți au moșteniri, nu toți au business, nu toți au salari bun, nu toți să aitiși, nu toți au făcut școli. Unii și bolnavi și nu poate munci, poate are datorii, poate are familie. Credeți că înainte de din de care trebuie să fie ajutorare. Ajutorare. Cu ce ai, cu ce poți, nu mai vorbesc când e călăuzirea Duhului, când te trimite în demnul lăuntric pe care Duhul îl pune în tine și în mine. E un bolnav sărac, E un bolnav flămând, e un bolnav din, a, din pricina bolii, sufere familia. Și înainte de vindecare, i ajutorare și l-au pus pe picioare. I-a dat să mănânce, i-a dat să bea, l îngrijit, l așa și și-au revenit bolnavul. Da. Și noi suntem chemați la lucrurile acestea. Noi suntem chemați. Și dacă toată adunarea și creștinătatea, uite așa, uite așa, se vizitează, se ajută, se interesează unul de altul, altul de ceilalți, ce spun medicii. Ce spun internații în saloane, domnilor, cine sunteți? Bolnavule, cine ești? La mine nu a venit de o lună nimeni și la tine în fiecare zi e plin în jurul patului. Și când vor vedea oamenii faptele voastre bune. Și că vă iubiți unii pe alții, în ziua cercetării vor zice: Acesta e Dumnezeu, acesta, aceasta e adevărata biserică. Cine ești tu care te ajută? Cine ești tu care te vizitează? Știți voi că mulți au zis, am copii, am neamuri, am căzut la pat și nu mă vizitează, din când în când. Eu personal strig în albinii, lăudați să fie Domnul. Avem biserică, nu clădire și nu oameni morți, insensibili. Avem biserica Dumnezeului celui viu. Avem oameni cu inimă. Lăudat să fie Domnul care ne-a arătat calea înainte de vindecare. Trebuie îmbărbătare. Dacă ai și danul bărbătărilor, dar nu neapărat ai un duh de sfat și de tărie. Doamne, dă-mi o limbă iscusită să mângâi cu vorba pe cel doborât de întristare în Isaia 50 și Păi când te duci la bolnav și când te-ai rugat înainte să te duci, Doamne, mâinile nu mi le pun, sticluță cu un de lemn, nu am, că nu-s chemat, Doamne, ceva am eu aici, un compod, Mă duc la vizită, dar știi ce, Doamne? Dă-mi un cuvânt de la Tine, Doamne. Dă-mi un cuvânt de la Tine. și îți lași gura mânată de Duhul lui Dumnezeu, da? Și ca și fetița aceasta. Păi dacă o fetiță are darul un bărbătărilor, o fetiță... Și știi ce zice, El îmbărbătează pe Naaman și pe nevoastră sa și pe noi în seara asta pe toți, amin? amin? Și pe milioane și milioane care predică de vindecarea lui Naaman și cărți. Ne îmbărbătează o fetiță, ne dă lecții o fetiță și a zice la nevastă sa, O, oh, dacă stăpânul meu ar fi în Israel și pompa cuvinte din Duhul, chiar dacă nu era botezat în felul nostru cu Duhul Sfânt a noului legământ, dar Duhul lui Dumnezeu vorbea prin ea, amin? amin? Dacă ar fi stăpânul meu la prorocul, păi oh, ar fi vindecat și uită printr-o fetiță care îmbărbătează. Înainte de vindecare și până la vindecare, Doamne ajută-ne la îmbărbătare! Pentru că cei bolnavi uneori spraf, necăjiți, îndurerați, disperați, Ia pocă frica, groaza, oi muri, am cancer, nu știu pe ce mână de medic cad, nu știu ce se va întâmpla, familia, copiii acasă, soțul, plâng, îndurerați. Și e nevoie de îmbărbătare până la vindecare? E nevoie de îmbărbătare! Și îmbărbătarea nu zice, nu mine, că eu nimeni. Domnul vorbește prin cine vrea, lucrează prin cine vrea și mai ales prin oamenii smeriți a lui Dumnezeu, bărbați și femei, tineri și bătrâni. Doamne, îmbărbătează bolnavi Doamne! Dar nu vin îngerii din cer să îi îmbărbăteze. Azi noapte o venit la mine un înger, ieri o venit la mine un înger, m-a îmbărbătat, nu! Ieri o venit la mine sora Floria și fratele costică și după ce o plecat ei, parcă eram un alt om, parcă nu eram bolnav. Am primit o bărbătare, o zidire, o sfătuire, o mângâiere. Și eu zic, lăudat să fie Domnul, că Domnul are duh de sfat și tărie. Domnul are dar un bărbătărilor și Domnul se folosește de oricine, numai să poți fi la dispoziția Domnului, că dacă nu vizitezi și nu ajuți nelu nu știu cum îmbărbătez, îi la distanță, îl pot îmbărbăta și prin mesaj, și prin telefon. Dar mesajul și telefonul să nu ajungă unde pot să ajungă pașii mei. Și unde pașii mei nu vor putea ajunge, o venit sutașul și o zis, vină la mine că am un rob bolnav, să vii să-l tămăduiești. Domnul zice, o, oh. după aia el zice, nu mai vini atâția pași, atâția drum, zi numai un cuvânt și robul meu va fi tămăduit, aleluia. Am. Și parcă am trecut la punctul acesta al rugăciunii, înainte de vindecare. Aici și acum, mâine și acolo, într-un grup de rugăciune, oriunde ai fi, roagă-te pentru cel bolnav. Și dacă-i voia Domnului, Domnului va da sănătate, aleluia! Și nu mă laud prin mine să o vindeca bolnavul. Eu m-am rugat. Nu e important. Important este că rugăciunile ajung la Domnul. Și stăruința ajunge la Domnul. Și asta am făcut și facem. Ne rugăm pentru bolnav. Punctul la cuncere e altul până la vindecare. Ne rugăm, ne rugăm în grup, ne rugăm acasă, ne rugăm când aflăm și noi solicităm, și eu am solicitat, și tu ai solicitat. Biserica, mama, tata, rudenia, grupul, rugați-vă pentru mine, sunt bolnav și nu numai, dar am o frică, am o teamă, am o spaimă. Și tu te rogi. Poate nu neapărat îl vindecă Domnul, dar îl vindecă de frică, de spaimă și de toate celelalte. Și în cazul acesta, zicem, lăudați să fie Domnul și măriți să fie Domnul, chiar dacă nu vindecă trupul. Dar el vrea 100% să vindece Sufletul. Puteți zice Amin? El vrea 100% să vindece sufletul. Și au venit cu slăbănogul la patru oameni, parcă îi văd. Avea vreo patru colțuri rogojina și l-au pus pe el acolo. Și când s a dus, că era parcă în lucrare, trebuie plăti, uneori plăti și un preț, da? Plătești prețul că ajuți, plătești prețul că te rogi, plătești prețul că vizitezi și aglomerație, și trafic, și bani, și mașină, și timp, plătește un preț. Și o spartă acoperișul că nu se putea intra pe ușă, că erau mulți adunați, Domnul Iisus era într-o casă, predica Evanghelia. L-au adus la Domnul Iisus pe bolnav, altădată în Marcu 8, pe un orb, l-au adus la Domnul și s-au rugat, atinge-te de El! Și Domnul s-a atins de El, aleluia! aleluia. Și a doua au o trebuie să se atingă, nu că prin, din prima nu reușit Domnul, ca la școala de vindecare, zică ea. Păi poruncește bolii să fugă, păi n-ai voie să fii bolnav și dacă ești bolnav trebuie vindecare. Păi nu ți-o ieși din prima, zic ei, la școală. Păi mai poruncești încă o dată, păi mai poruncești și altă dată, asta e o școală, până înveți prosti. Cine are darul vindecărilor, da? Ce poruncești? Ce putea să el i se dar o poruncit, au poruncit de la Domnul și omul s-o vindeca. Nu a încercat a doua, a treia, a patra oră. Până i iasă și ăla intră în nu știu ce probleme. Da? Să-i ducem la Domnul prin rugăciune. Amin! Amin. Gândește-te! Dacă vrei pentru tine să se roage cineva, cum spunea fratele Vultur, da? cu foc, cu credință, Iacov 5, rugăciunea stăruitoare, fierbinte. Doamne, pune în inima noastră milă, credință, pasiune. Uh. Dar mai este o problemă până la vindecare. Să-l duci acolo, rugăciunea e rugăciune, o faci acasă, dar Clujul. Și Domnul mi-a dat predica asta și pentru Cluj, și Carpați, și Zorilor, spitale, zeci de bolnavi și atenție din țară, zeci și sute, poate, de copii ai Domnului bolnavi. Știu. Și știu, înainte, de, înainte cu 16 ani de când am plecat în Australia și se mi da mai bine. și. Știi cum? Vine bolnavul din țară, copilul Domnului, și o nimerit în Cluj, în gară și în autogară, și pe lângă că e bolnav, nu știe încotro să apuce. Și am întâlnit în Cluj azi ieri și vor fi mâine, care, iau bolnavi și îi duc la doctor, da? Pentru că Domnul Isus zice, cel bolnav, ziceți voi, e nevoie și de doctor. Ratenelu, ești penticostal? Da! E nevoie și de doctor, după un cere, dacă e nevoie, după rugăciune, după toate acestea, nu? Rapid, la doctor. Ați avut nevoie vreodată de doctor? O lucra Domnul și prin doctori. Dar să-l duci cu mașina la chimioterapie de vreo șapte ori, trafic, timp, benzină, să-l duci, să-l aduci, dar unde dorme? Că de la spital, eu zis, mai trebuie analize, dar nu l-a întrebat unde dorme, dar bolnavii frații noștri din țară au frații în albini, în carpați, în mănășturi, în zorilor. Amin? Amin. Și când ai găzduit un bolnav, poate să o vindecat în casa ta și nu mai are nevoie nici de ungere, nici de spital și nici de altceva. Faptul că ai primit un oaspete... L-ai primit pe Domnul! Și să nu dau nume cazuri, nici să nu greșesc, să iau un milimetru de slavă Domnului. Sunt cazuri unde au venit bolnavi întâi ca Musafir și după un gereș asta s-au vindecat și nu a mai fost nevoie de... Voi credeți asta? Amen. Amen. Aleluia! Primirea de oaspeți! Înainte de vindecare, trebuie ospitalitate, trebuie dus la medic, nu pe toți. Unii iau taxi, ca au bani, mă duci la acolo, mă duci acolo, dar alții credeți că au bani de taxi? Am fost străin și m-ați primit. Când, Doamne, când am venit din Târgu Jiu și din Petroșani, bolnav, m-ai primit o săptămână, două de zile. Credeți că Domnul vă zice în ziua aceea lucrul acesta? Am fost trăim pentru Cluj, n-am cunoscut nimic, bani n-am avut, dar m-ați primit, m-ați dus, m-ați adus, v-ați cheltuit. Doamne, răsplătește, Doamne! Și înainte de vindecare. Să fie această transportare la doctor, dacă trebuie. Și mă apropii de încheiere, cred că am spus prea mult, no, nu? Nu m-am uitat nici la ceaz, nici la așa, dar parcă mă doare să nu spun ce Domnul mi-a pus pe inimă. Nu. No. Acum. Eu aș întreba, în textul pe care l-am citit acum, Gehazi o mai fost vindecat? Dacă Gehazi ar fi venit la uncere cu un delemn de vreo două, trei ori, ar fi fost vindecat? Ne place și asta că uneori Domnul nu vindecă? De ce, Doamne? Păi când Tu mințești cu bună voie, premeditat, lăcomia ți-a furat inima, banii, aurul și hainele te-au cucerit, și tu mințești pe du Sfânt, Gehazi, n-ai fost nicăieri, totul în ordine. Eu întreb, nu se întâmplă ca Domnul pe unii din noi să ne pedepsească pentru că ne iubește? Se vindecă la ungere și la rugăciuni. Aveți curajul să spuneți, Domnul are conturile lui și să nu ne întrebăm, să nu punem la îndoială puterea lui Dumnezeu când unii nu se vindecă. Știți ce i zis domnul la Izabela? Un cuvânt greu, dar îl citesc. I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei. Asta nu e o cădere și apoi o pocăință. Asta e o trăire... Și Izabela nu a fost păgână și ateie. Izabela a fost membră în biserică și Domnul iubit, și-a avertizat-o. Pocăiește-te că în jurul tău se strică și merele bune. Iată că i-am dat vreme să se pocăiască de curvia ei, dar nu vrea să se pocăiască, iată că am să o arunc bolnavă în Pat. Ce ziceți dacă vine Izabela la ungere sau merge pastorul la ungere la Izabela care nu vrea să se pocăiască? Se vindecă? Pocăiește-te, Izabela. Și dacă te pocăiești, Domnul cu atâta drag te vindecă, cu atâta plăcere, pentru că El ne iubește și nu vrea moartea păcătosului, și vrea pocăință! Și un cuvânt profetic prin cântare, nu că a fost o asoției cântată de soția, pocăință, pocăință! Ungerea funcționează unde -i pocăință, mărturisire și renunțare. Da, se întâmplă și ne vindecare, și dacă cumva Domnul o dat pe cineva de aici pe mâna unui chinuitor, matei 18, care înseamnă o boală din pricina neiertării tării voite. Ați înțeles ideea? Pentru că n-a vrut să ierte. Domnul a dat pe mâna chinuitorilor și unul din chinuitori poate fi boala care ne chinuie și Domnul nu vindecă până nu se plătește cel din urmă bănuți, adică aceea pocăință când strigăm cu putere, când strigăm din toată inima, ne pocăim și iertăm pe fratele nostru și pe sora noastră. Doamne ajută! Doamne dă izbândă! Doamne dă lumină! Lumină! să se aprindă o lumină în întuneric. Întuneric poate fi o necunoaștere, dar prin predicarea Evangheliei, că văd că marțea Domnului și a dumneavoastră nu e numai rugăciune, rugăciune, și mai e un cuvânt de învățătură pentru ca rugăciunea să fie în numele Domnului, rugăciunea să fie pe baza Bibliei. Amin! Doamne ajută-ne și biserică, conducerea și păstorii va învăța mărturisire dacă e pedeapsă și apoi ungere și cei care vin aici cred că știu de aceasta și au rezolvat problemele și mă apropii de încheiere și sigur este nevindecare. Mă uit la ceas mai mult de trei minute, nu mai spun și vreau să mă țin de cuvânt. Uneori nevindecarea este, pavele nu-ți iau țepușul. O boală poate fi un țepuș. De ce? Păi tu ai bani și te mândrești. Păi tu te însoțești de Domnul în lucrare și tu te mândrești dacă nu te zdrobesc un pic. Nu-ți iau țepușul, pavele. Și la procentul și la... Așa ne vorbește Domnul și nouă. Și nu există vindecare, nici la mine. Nu-i vindecare, nici nu mă duc la ungere am un țepuș, da? Uneori nu-i vindecare. Tot repetare, repetare, dar nu-i vindecare. De ce? Domnul a îngăduit un țepuș și slăvi să fie Domnul. Amin. Amin. Și, Doamne, bine că mi-ai dat țepușul, că eu o luam rasna, dar așa tu nu mă părăsești și tu îmi dai putere și har. Aleluia! Putere și har! Io e lovit de diavol cu o boală, îngăduit de Domnul, nu ca păcătuit. De ce? Îl încerca Domnul. Că diavolul o zi, știi de ce te slujește și sănătos, pentru că i-ai dat, i-ai făcut, i-ai drez, de-aia te iubește. Diavole, îți demonstrezi mă iubește pentru că mă iubește, atinge-te de carnea și de oasele lui, poftim, ia pe mână și l a lovi diavolul cu îngăduința Domnului din cap până în creștet cu o boală și o bubă rea, ca să-l încerce. Dar eu vă și noi auzim, Domnul a dat, Domnul a luat, Domnul fie binecuvântat și n-a murmurat, n-a cârtit și n-a păcătuit deloc. Iar alte ori și în seara aceasta și când vrea Domnul, e vindecare! Aleluia! Domnul are putere de vindecare! Doamne, dacă vrei, poți să mă vindeci! Nu pun la îndoială puterea ta, mă întreb de voia ta, și în cazul acel, atunci și acolo, și aș vrea, și acum, Domnul să strige. Și ce strigă să se simtă, să se vadă, vindecare, eliberare, transformare, ridicare. Și eu zic, lăudat să fie în numele Domnului. Domnul e în adunare, Domnul aprinde o lumină. Să se împrăștie o înțelegere greșită, o necunoaștere, o confuzie. Și din seara aceasta să mergem ca noaptea într-o pădure, dar cu o lumină nur în față, în mână, unde să vedem cărarea, să traversăm pădurea lăudând pe Domnul. Amin. Și în felul acesta, închei spunând facă-se voia ta, Dumnezeule. Amin.